Vă salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou clip cu și despre Metin 2. Eu sunt Taker, vă urc o vizionare cât mai bună și astăzi avem la prezentare o platformă care într-adevăr te face milionar. Și când zic milionar, păi te face tată. Este vorba de 2 Ninja plus o șamancă, toți nivel campion. Avem și un case opening și probabil v-ați dat seama că este o platformă de Hydra, o platformă foarte, foarte bună și într-adevăr nu este o platformă de buget, pentru că platforma se face Hydra. Desface Hydra, adică nu mai e nimic de completat. Este pe serverul Carpathians, platformă compusă dintr-o șamancă din nivel 4 campion cu 2 P-uri. P-ul la conducere, foarte important. Respingerea 8 puncte, avem și meteoritul, skill-ul de level campion. M2, M3, M4, M7, restul, avem un diamant aici pentru int. 4 inventare deschise. Bineînțeles, băiatul ne-a lăsat și cufere Hydra, ca să le deschidem și noi până la urmă, să vedem și noi, bă, dacă tot farmăm Hydra, bă, avem și noi noroc să luăm un metal sau nu? Hai să vedem cum stă situația. Nu uitați și voi de butonul de like dacă vă plac episoadele cu case opening. Mă ajută super, super mult. Și nu uitați și voi de butonul de subscribe ca să ajungem la 10.000 de abonați, fraților, până la sfârșitul anului. Aș fi super, super recunoscător. Și hai să începem cu 2 EXO, un nou Nessie. Mă, până acum, încă 2 EXO. Până acum și un permis de trecere, încă un permis de trecere super bine. E și arfa nobilă. Băi, până și permisele chiar sunt foarte utile, fraților. Pentru că, bun metal, băi, ia uite-mă, deci chiar avem ceva noroc. Am luat și o vrăjitoare, se pare. Deci totul până în momentul de față mi se pare că merge extraordinar, un cont frumos, care aparent are și ceva noroc. Și nici măcar nu am verificat baba. Uite că am mai luat încă 2 EXO. Hai să verificăm și baba dacă tot așa, că până la urmă contul e frumos, dar să vedem cine e ce baba, dacă avem ceva noroc sau nu. Cât de cât norocos. Bă, nu avem mare noroc, dar e cât de cât noroc. Șamanca by the way este echipată și am uitat să vă spun lucrul acesta. Și avem un evantai cu 12 int, un scut cu 12 int, cercei rubin plus 9, colier de perle plus 9. Aici avem un oțel să fie. Și acumulăm un total de 132 int. Deci super ok. M-am mai luat încă 2 EXO. Ce naiba se întâmplă, fraților? Încă 2 EXO. Nu, deci luăm la EXO non-stop. Încă o eșarfă. Un schimbă site, mă, super bine. Deci chiar nu mă așteptam la drop-ul ăsta. Încă 2 EXO, bă, băiatule. Deci iei și eșarfe, iei și metale, iei și schimbă. N-am văzut flăcări până acum, dar încă o eșarfă. E clar. Deci cu încă un nou Nessie, bun. Generalul Yongan. Bă, și acum ce ar fi cel mai epic? Să nu meargă nicio eșarfă la plus. 24 de EXO, iar am mai picat încă 2 EXO. 26 de EXO. 28 de EXO. Bă, se duce la 30 de EXO. Cred că se duce la 30 de EXO. S-a dus și am mai luat încă o eșarfă. Deci, luăm eșarfe pe bandă. 32 de EXO, bă, nu vine să cred. Cu puțin noroc ne ducem la 40 de EXO. Deci, încă puțin spre 40 de EXO. Permise de trecere, am luat pe ele destule. Frăjitoare de gheață, încă un permis de trecere. Un bless, n-am mai luat EXO. Dubios, sincer. Și acum încă un vrăjește obiectul, bă, e real. Deci am luat și general Yongan, am luat și vrăjitoare. Sincer să fiu, uite că o să bag aici și două vrăjitoare. Nu, doamne ferească, o să bag două vrăjitoare. Dar le-am băgat și eu prost, rău. Mai prost nu se putea să le bag. Dar nu mai contează. Acum vreau să văd damage-ul pe care îl dau conturile în prăjitoare. Ok, una succes. Și a doua succes. Bă, două eșarfe, 19, respectiv 14. Mă, ce să-i mai cer la contul ăsta? Ai și noroc. Faci cu fere Hydra non-stop. 48 de permise de trecere tank. Aici mai avem ceva iteme, să fie. Și cam asta e cu șamanca, fraților. Bun, hai să revenim. Acesta este ninja-ul pentru lame. Avem un safir, un rubin strălucitor, pagubă medie și valoare atac, un diamant strălucitor cu resistență la PC și un safir excelent să fie aici, cu următoarele iteme: pumnal zodiac 39 medie, 16 gheață, costum metamorfoză plus 9, 1500 PV, 100 atac, glugă 30 atac pe 6-7 cu atac, talisman de gheață plus 8 cu 40 atac pe 6-7 și resistență la gheață 25%. Scut titan plus 9, 12 dex, 50 atac. Brățar lacrimă cer, 2 KPV, 10 pătrundere, 50 atac. Colier lacrimă cer, 1500 PV, 10 critică, 4 șefi. Cercei smaral plus 9 cu 40 atac pe 6-7.
Papuși de foc plus 8, 5% viteză de atac 50, atac 10 critică. Curoia sufletului plus 9, mânuși puternice, bombă, o putere, o precizie, 12 dex, deci blană bombă mânușile, nu am ce să-i zic. Pet încă 45 de zile. Uite cum mai avem aici un cufăr Hydra. Și a dat șarfă și pe ăsta, nu se poate așa ceva. Bă, chiar nu se poate așa ceva. Vreau să văd neapărat damage-ul contului ăsta. 11k un vrăjitoare și Nyongan cât naiba dă? 12k cred că și Nyongan, și nici măcar nu avem fulger. Mamă, le-am dat la ăștia. Deci le-am dat, dar nu avem. A, ba da, avem și pet. A, dar eu nu băgasem petul, mă, la vrăjitoare. What the fuck, uite că am luat și o sângerată. Nici nu știam că mai am drop la level campion. 15k, așa de lejer. Mă, dă 15k așa de lejer contul. By the way, biologul contului este terminat. Deci, clar, terminat. Skill-urile nu prea s-a lucrat la ele, ce-i drept. PU la transformare, 32 de puncte la călărit. M6 conducerea, inspirație 17 puncte. M1 la limbi, deci stă bine și la secundare. 13k. Ce pot să-i mai cer contul ăsta? Ce pot să-i mai cer contul ăsta? Uite, o să lăsăm pe ăsta așa. Nu știu dacă mai avem noi pe aici vrăjitoare. A, ba da, avem vrăjitoare de gheață. Bun, pentru că vreau să testez și celălalt cont. Deci vreau să testez și... A, uite mă, am mers până și pe șarfa asta. Mă, n-ai mă cum. Am mers, deci am mers totul. Totul merge strună. Avem o tonă și de vrăjește pe aici. Am uitat să arăte și... Colier la crimul 7, bun. Am uitat să arăt și șarfa asta genială, fraților. De 25%, 9 medie, down-le cresc la punctele mai mici de rang. Superbă, deci chiar superbă. 4 inventare deschise. Pet, Berserker, antrenament vânător de 31 de zile, Nessie. Mai avem aici și câteva secrete Yud Nori. De bless-uri nu mai zic. Biscuiți cu proteine, iarăși nu mai zic că sunt destui. Glob, destin însoțitor. Avem aici tip 6, legendar puternic. Uite că o să bag aici și o vrăjitoare. Hai să bag mai multe vrăjitoare că na. Poate o să fie. Bun, hai să ieșim acum puțin de pe contul ăsta și revenim pe ninja-ul de arc. Ca să vă prezint și acolo. Deci temele sunt numărul 1, fraților. Platforma este genială și mie chiar îmi place la nebunie. Deci chiar îmi place la nebunie platforma. Până la urmă te face milionar platforma. Ce mai? Bun. Acesta este ninja-ul Arc cu un melee nivel 96, Berserker, antrenament vânător. O alchimie, rubin full PVP, jad strălucitor max PV absorție, diamant strălucitor full, safir, șaman și dublu ninja, restul opace că nu ai nevoie. Arzodiac plus 9, 20 gheață, 40 medie, 5 pătrundere, daune cresc la punctele mai mici de rang, superb arcul. Costum metamorfoză, 2 KPV, minus 2 daune de abilitate la șefi. Glugă, cu obține puterea gheții 3 secunde în luptă. Scut, 12 dex, 10 corporal, 20 diavol, obține puterea gheții pentru 5 secunde în luptă. Încă un talisman de gheață, tot plus 8, cu 25 gheață. Brățar lacrimă cer plus 9, 2 KPV, 10 pătrundere, obține puterea gheții pentru 5 secunde în luptă. Colier lacrimă cer plus 9, 1 KPV, 10 critică, 4 daune. Cercei smarald plus 8, obține puterea gheții pentru 5 secunde, luptă 20 diavol. Papuși de foc plus 8, obține puterea gheții pentru 5 secunde, 10 critică, 5 blocare. Bă, bombă și ăsta, să nu uităm de eșarfa asta nebună de 25% cu 10 medie, 2 gheață. Nu știu exact ce o avea pe ăsta, dar e șmecher. Nu avem pet pe cont, ce-i drept. Hai să luăm și noi sălbaticul ăsta de votat, pentru că eu chiar sunt foarte curios ce damage dă. Deci, sunt foarte curios ce damage dă. 24. Bă, 25k. Nu, mamă, bă, rupe. Deci sincer, rupe, fraților. Deci vrăjitoarea dea un instant fără pet. Nu vreau să mă gândesc dacă aș lua minidalul. Deci chiar nu vreau să mă gândesc la lucrul ăsta. Ia uite, două vrăjitoare aproape. Băgăm și o critică. By the way, se face cu ape, de nici măcar cu rouă Hydra. Cu contul ăsta. Dacă aș băga și o mamă, dar și dacă aveam o medalie și pe ninja și pe ăsta, să o putere element, bă, păi nu vreau să mă gândesc la cât se ducea
damage-ul. E impecabil. Deci, îmbunătățirea obiectului cu B. Eveniment pradă. Bobușilor, stați puțin, eu sunt handicapat. Adică, hai că asta nu știam. General Yongan, hai să băgăm doi general, că oricum, mă. Bă, ești în 36 în general, fără pet? Mă, las-o, naiba. Da bine, ăsta dă, bine dă rău, îmi dă și damage. Și nu avem full-uri, din cât se poate vedea. Vai, doamne, 22 generali, bă, dau ăștia ceva, deci dau și fără full-uri, mi-e cam frică să nu, să nu mierlesc, că nu am nici blocare, n-am nicio travă. Doamne, ferească-mă. Cred că m-am pus prost cu 2 generali. Într-adevăr, dar contul este demențial, fraților. Bă, și cred că are și absorpție. Cred că are și absorpție. Bă, dar 5% daunii vor fi absorbite de pe BSV, de fraților, pentru că deci contul se regenera mult prea repede. Și nici măcar nu avem licori verzi pe cont. Bă, ăsta nu face, ăsta făcea hidra fără licor verzi, fraților. Voi vă dați seama? Ah, nu mai contează. A, ne-au făcut generali ăștia așa la secundă, mă, ce mai? Le-am dat șansă. Nu mai contează. Hai să mergem puțin până în map 1. Eu sincer să fiu, sunt curios cât ar valora un echipament de genul. Nici măcar nu cred că mai există. Din ce mi-a zis proprietarul, undeva la 5.000 de won, 4.000 de won valorează tot contul. Deci foarte, foarte mișto. Oricum, pentru preț, fraților, îmi dați mesaj pe Instagram, shop-ul Metin.ro, îl aveți acolo. Bun, am luat aici o sticlă de negoci. Ce mai avem pe aici prin inventare? Nimic. Hai să ne uităm la arcuri de curiozitate. Ce arcuri există? Arcuri Zodiac plus 9. Pentru că astea ne interesează. 49 medie, puterea de 15%. Mamă, asta e demențial. 45 medie, valoarea ta, 40 daune. Mamă, și asta e șmecher. Asta e șmecher tare, 500 de oni. 40 medie, 5 pătrundere, asta e ca ăsta și are și 20 gheață, 400 de oni, dar nu are daune, are metine. Acum depinde ce vrei, foarte mișto, 4 dex și o să-ți dea și dex, foarte tare. Deci în jur de 400 de oni este doar arcul. Am fani, ăsta 39 medie, 37, 39, 3 pătrundere, 30, 10 pătrundere. Arsul geac plus 97 metine, dar ăsta trebuie să bai schimbă în el și e greu, e greu cu schimbă. Talisman, sunt curios dacă găsim vreun talisman de gheață. Talisman gheață plus 8, 300 de oni. Bine, nici chiar așa. Ăsta merită, care 40 atac. Talisman fulger plus 8. Nu știu, bă, eu aș estima talismanul ăsta pe la un 100 de oni și celălalt cu atac pe la un 150 și 160. Uitându-mă și la piață, uite puterea gheții plus 8, 30 de oni. Bă, foarte tare, foarte, foarte, foarte tare tot ce e aici. Dar la eșarfe, ăstea sunt curios. Ce preț mai are o eșarfă PVM tare? Ce trac? Doamne, ferească-mă. Doamne, ferească-mă, ăsta e... Jesus fucking Christ, ce prețuri. Fără eșarf PVM, deci asta e 450-400, asta e PVP. Mama, asta e mișto rău de tot. Medie, pătrundere, critică, metine și daune. Foarte tare asta. Asta iar e frumoasă. Da, cred că sunt vreo 300 de om bucata, dacă nu mă înșel. 300 de om bucata. Bă, cine știe acum? Nu știu, am rămas puțin prost, fraților, cred că se vede pe fața mea. Ia, metamorfoză cu atac. Hai să ne uităm la armurile astea de după level 105. 160 de om, și are 9 ce atac, dar asta e plus 9. Asta are 100 atac plus 8. Iarăși, ceva cu 100 atac, 159.
Asta era mișto dacă era PvP. Asta e PvP mișto, dar trebuie schimbat. Mamă, deci cred că e și armura undeva la 200 de bani. Hitemele cu secunde gheață. Ce preț ori mai avea și astea? Bă, deci... Nu știu, parcă am rămas puțin prost. Băi, iertați-mă că... am chipul ăsta pe față probabil, dar sunt... Au, am dat și la brățări, din păcate. Sunt șocat oricum. Contul e foarte, foarte tare. Mamă, 200 de bani plus 9. Astea sunt plus 8. Nu găsim și noi plus 8. Cu 5 secunde gheață. 4 secunde gheață plus 8 la 120. Ma, da, nu, cred că sunt 200, pentru că nu se găsesc, fraților, nu se găsesc. Dar colier lacrimă. Hai, mă, nu știu că nu găsesc nici măcar lacrimă. Uite, asta e oricum doar nebunia mea personală. Corier cu 4 daune, 120 de oni. 100 de oni. Deci cel mai ieftin corier cu daune e 120 de oni. Doamne ferească, mă. Da, mă, fraților, bă, contul merită cu vârf și îndesat. Aparent chiar ăstea sunt prețurile de pe sticlă. Iar dacă sunteți interesați de cont, mă găsiți pe Instagram, shop-ul making2ro. Și cred că mai aveam să vă arăt aici doar peturile, în mare parte, acum mi-am adus aminte. 1, 2, 3, 4. Avem și niște peturi PVP care vin odată cu contul, bineînțeles. Deci, meleiul tip 6. 8, 9, 12. Ăsta PVP tip 1. Ăsta PVP tip 4. Ăsta PVP tip 1. Bă, să fie. Deci sunt doar să fie. Bun, fraților, bă, cam atât și clipul de azi. Eu am fost Taker și până data viitoare noi să ne auzim cu bine. V-am pupat. Ciao.